Șoferii din toată țara vor putea afla care este starea drumurilor din județul Cluj grație unei aplicații pentru telefonul mobil, care va fi lansată în perioada următoare de Consiliul Județean. În curând vom dezvolta și o aplicație mobilă pe iOS și Android, în care o să vă, în funcție de locația pe care, în care sunteți dumneavoastră cu telefonul mobil, o să vă apară pe telefon, după ce descărcați o aplicație, o să vă apară date, pe lângă cele de care am vorbit până acum, despre acel drum. Șoferii vor afla în ce stare se află drumul, dacă este blocat sau nu, sau dacă se efectuează lucrări în zonă. Deocamdată, conducătorii auto pot afla de pe site-ul forului județean ce fel de lucrări se desfășoară pe drumurile din județ. Vom spune despre acel drum localizarea pe hartă, tipul de lucrare pe care o avem, modernizare, întreținere, cine este contractorul care lucrează acolo, care este perioada de desfășurare a lucrărilor, valoarea contractului, și alte date utile pentru participanții la trafic. În perioada iunie 2016-noiembrie 2018, Consiliul Județean a executat lucrări de reabilitare și modernizare pe 420 de kilometri de drumuri județene, ceea ce reprezintă circa 35% din lungimea totală a acestei categorii de șosele.